Pericol uriaș pentru locuitorii unei localități din Cara Severin. Un pod stă să cadă, iar autoritățile abia acum l-au închis. Oamenii trebuie să meargă 10 de kilometri pe jos. Problemele au fost de la început, însă acum piciorul podului s-a înclinat. În urmă cu două săptămâni, în Neamț, un pod s-a prăbușit în timp ce treceau peste el un camion și o auto utilitară. A scăzut nivelul apei. Poți să-ți mergi, te rog? Și avem situația care se vedem. De atâția ani primar trebuia să știe. Și eu v-am făcut sesizări, răspundeți, domnul meu. Nu avem sesizare pentru podul acesta, n-am avut sesizare, dar... Minte! S-a intervenit la partea rutieră, s-a asfaltat partea rutieră. Și pe partea de rezistență? Și pe partea de rezistență nu am avut o reabilitare, pentru că tot timpul apa... Deci nu ne-am dat seama la partea de fundație a pilonilor de rezistență. Da, cerut o expertiză? Dar probabil din cauza asteptei, acum s-a lăsat, a scăzut foarte mult nivelul... S-a cerut o expertiză? Acum am solicitat expertiză la fața locului, da. O să constatăm prin expertiza care se va face, să vedem exact cauzele care au stat la baza acestui problem. Mama ta a lucrat acum 10 de ani la podul ăsta. Da. Când a fost făcut podul? Păi în 76-77. A avut în trecut, chiar aici mai jos, lângă stâlp, dar au dat-o jos și nu s-a respectat tonajul. Era lemn foarte mult și balastru, cu tonaj mare. Mașini mare. Cum să mai poate ajunge la satele aparținătoare de comuna Constantin Daicoviciu prin Caransebeș?